Bună dimineața, soțu! O adus-o pe tanti să vadă dacă știe să încalțe și acum o filmează. Să vezi când îmi pune să strege și retul. Sau umblu un pic, să vedem. Îți place cafeaua aia mare? Ce ți-ai luat, Andrei? Holiday breakfast. Și eu mi-am luat șacșuca. Șacșuca cu... ce era, Andrei? Nu știu. Cu șorizo. Arată foarte bine. Foarte bună nouă. Haideți că într-un final am ajuns acasă de la cumpărături. Este ora 4. Andrei a mers să ia pe Miruna de la școală, că astăzi are muzică, ca un extract club, și este la școală până la 4:30. Și până se întoarce Andrei, aș vrea să vă arăt ce cumpărături am făcut, că am făcut destul de multe cumpărături. O să iau așa într-o ordine aleatorie și o să vă arăt exact ce am cumpărat. Am cumpărat 2 kg de piept de pui, piept de pui dezosat. Dacă o iau din partea aceasta, acolo în spate avem 1 litru de ulei de măsline. Oare cât are sosul acesta de soia? 500 de mililitri. Am cumpărat 500 de mililitri de sos de soia. Smoothie-ul acesta de la Innocent, v-am mai spus eu despre brandul acesta, îmi place super mult. Acesta verde este unul dintre favoritele mele de la ei. Apoi am găsit...
cold brew-ul acesta. Zice limited edition Califia Farm Pumpkin Spice Cold Brew. Cafea cu lapte de migdale și mi-am luat unul să-l încerc. Era perfect azi toamnă, dar bineînțeles l-am găsit acum. Am mai luat niște murături, niște castraveciori picanți cu chili. Am zis că sigur o să fie foarte buni. Apoi am intrat și la Holland & Bar. Holland & Bar este un fel de, nu știu dacă să o numesc farmacie, că nu e chiar farmacie, dar au ei foarte multe produse un pic mai sănătoase, găsești și foarte multe suplimente la ei, în orice caz. De la ei am cumpărat, cred că v-am mai arătat eu și data trecută, că ne-am cumpărat noodle și aceștia cu zero carb. Zice că au 9 calorii pe 100 de grame. Dar ce ne interesa pe noi mai mult este că nu au carbohidrați, sunt organici, vegani și gluten free, sunt bogați în fibre, zero carbohidrați, cum am zis, și zero fat. Și mi-am cumpărat ca să am în casă, că sunt foarte buni, fetelor. Cred că v-am arătat eu că am cumpărat niște paste de la Aldi, din special buy-ul lor, acelea cu soia, cred că erau cu soia. Unele erau cu soia și celelalte nu mai mi-aduc aminte cu ce erau, dar nu le recomand sub nicio formă, nu aveau gust de paste, dar acestea le-am încercat cu Andrei ieri, sunt foarte bune și am zis să mai cumpărăm. Ne-am luat 2 de noodles și 2 de orez. Orezul încă nu l-am încercat, dar pastele sunt foarte, foarte bune, dar orezul să-l încercăm zilele acestea și o să vă spun eu cum, ce părere am despre el. Tot de la ei mi-am cumpărat niște biscuiței de aceștia, zice că au 45% mai puțin zahăr, sunt din ovăz, toffee oat biscuit, am cumpărat ca să mă iau cu mine la servici. Apoi pentru Miruna i-am cumpărat 4 iaurțele Oreo, îi plac foarte mult Mirunei. Am mai luat un butter ghee, sper că pronunț bine, este un... unt un pic mai sănătos, cred că se folosește mai ales în India, dacă nu mă înșel, sper să nu vorbesc prostii, este prima dată când îl cumpăr, dar am auzit numai lucruri bune despre el, zice că este bun ca să gătești cu el, să, pentru baking, dacă vrei să prăjești, dar da, l-am cumpărat la fel tot de la Holland & Bar. Am zis să-i dăm o șansă, o să-l încercăm și o să-ți spun exact ce părere am, dar ca și ingrediente, are în el niște ingrediente super curate și am zis să-i dăm o șansă. Carbohidrați, are zero carbohidrați. Sper să pună focus camera mea să vezi tu ce-ți arăt eu aici. Mai știu dacă am zis, dar are 500 de grame. Apoi am cumpărat de la Airwick un recipient de acesta, zice Santorini Sunrise și mi l-am cumpărat în special ca să-l pun în baie, cred că și este gândit pentru baie, scrie acolo sus bathroom air freshener, ține până la 55 de zile, fresh linen, white magnolia și morning breeze, zice că este mirosul, l-am cumpărat ca să-l am. Tot de la Tesco mi-am cumpărat o rezervă pentru deodorantul de la Wild. Andrei mi-a cumpărat unul de Crăciun care cred că era cu rubarb, dacă nu mă înșel. Asta pe care eu l-am ales astăzi este cu bumbac și sea salt. Miroase foarte bine. Zice că îți dă 24 de ore de protecție. Da, super fain arată. Are 40 de grame și cred că refilul costă undeva la 4 lire 50-4 lire 80, dacă nu mă înșel. Apoi am cumpărat aici o selecție de nuci, am cumpărat niște mix nuts, avem aici niște fistic și niște monkey nuts, acestea îi plac foarte, foarte mult Mirunei. Mai am aici un hummus din Ardei. Și acum dacă mergem în partea aceasta, am intrat până la Farm Food. De la Farm Food am cumpărat și pumpkin spice-ul acesta, în cazul în care te interesează. Și am cumpărat câteva lucrușoare, destul de multe de la ei. Pentru Miruna i-am cumpărat smoothie-urile acestea, 4 smoothie cu mango, portocală și măr. Se mai pun la școală.
Apoi, de fiecare dată când merg la Farm Food, îmi cumpăr iaurtul acesta grecesc. Este de la Lancashire Farm. Este o fermă locală din partea de unde locuim noi, a Angliei. Foarte, foarte delicios. Chiar îl recomand. Și zilele trecute a fost Andrei la Farm Food. Mai știu ce a cumpărat. Dar a găsit măslinele acestea cu trufe. Văd dacă vrea să focuseze. Ceva de genul acesta arată și sunt absolut delicioase, fetelor. La Explanada zice că este brandul și mi-am cumpărat 3 cu trufe. Am cumpărat acestea cu brânză cu mucegai albastru, acestea cu ciuperci. Și Andrei a vrut să le încercăm și pe acestea cu jalapeno. Și am cumpărat 6, dar acestea cu trufe, vreau să vă spun că, mai știu, alaltă seară, cred că Andrei a deschis o conservă și am terminat-o toată. Au fost delicioase, de bune. Tot la Farm Food am văzut că aveau ei brânzica aceasta, la fel și ea cu trufe. Zice că este limited edition și ne-am cumpărat 2. Apoi am cumpărat un cașcaval extra matur. Tot din selecția lor de brânză am cumpărat brânza aceasta mexicană. Zice că este un cheddar original mexican. A smooth cheese blended with spices. Zice că este cu jalapeno, bell and chili peppers. Este destul de iute, sper să fie ok. Mi-am mai luat aceasta franțuziască și tot adusă de la o fermă locală, brânza aceasta Cheshire, am cumpărat-o, seamănă foarte mult cu telemiaua noastră românească. Ce am mai cumpărat? Am mai luat un pateu cu ciuperci la cuptor, roasted mushroom. Nu știu cât are, 100 de grame. Tot de la ei am mai cumpărat un pateu, pateul acesta cu ciuperci. Zice că este cu cremă de brânză, usturoi și ciuperci, 100 de grame. Arăta foarte, foarte bine, așa că am să-l încercăm. Am mai cumpărat un unt de la Prezident, iar pentru piure sau să mai pun în mâncare, acesta de la Clover îmi place foarte mult. Pentru pac lanciurile copilor am luat 2 Philadelphia snack de acestea. Am luat 6 ardei, tot așa să-i folosesc la mâncare. Ce am mai luat aici? 4 iaurțele, acestea sunt mai mult pentru mine să le iau la servici. Low fat, acestea cu toffee, am cumpărat 4. Și am mai luat un cottage cheese, acesta din Yorkshire zice că este. Nu este făcut pentru Uniunea Europeană, este făcut pentru a fi vândut în Marea Britanie, dar este foarte, foarte bun, cu chive. Și am luat unul și simplu. Apoi tot de la Tesco am cumpărat și niște condimente, niște frunze de curry și niște frunze de dafin. Zilele trecute am făcut fasole și n-am avut frunze de dafin în casă, așa că acum le-am cumpărat. Am cumpărat un pomelo, ne place foarte, foarte mult, e foarte bun. Am mai cumpărat niște noodles. Acestea sunt cumpărate de la Tesco, dar sunt mult, mult mai rentabile ca și preț comparativ cu acestea pe care le-am cumpărat de la Holland & Barrel. Așa că am zis să le încercăm, nu știu cât sunt de bune. Ca și carbohidrați au 0.7 pe porția de servire și au doar 26 de calorii și am zis să le încercăm, că acestea cred că sunt doar 2 lire dacă nu mă înșel, iar acelea cred că sunt 3 lire 50 cutiuța. Așa că am zis că să le încercăm, să vedem. Am cumpărat 1 kg de făină de migdale. Vreau să încerc o rețetă, nu știu exact când, dar aș vrea. Am mai cumpărat o varză, un mix de ciuperci, ciuperci de pădure, 4 lămâi, un choy sum, să încerce Andrei să-l gătească, să vedem exact cum o să iese. Am aici o conopidă,
pentru copii le-am luat niște Golden Apples sau mere galbene. Am mai luat niște chili, 650 de grame de roșii, am acolo în spate un chefir, niște pastă de tomate, un lapte de cocos, o conservă de fasole aceea pentru taco mix, că vreau să fac taco săptămâna aceasta într-o zi, și am acolo două conserve de roșii. N-am mai încercat până acum varza aceasta chinezească, habar n-am, nu știu, dar mi-a plăcut mult forma ei și m-am gândit că o să fie bine pentru a servi tacos în ea. Acum nu știu, o să încercăm și o să vă las să știți. Am mai cumpărat niște șuncă și niște șorizo. Am aici 5 piersici, niște broccoli, două pungi de broccoli. Îmi plac acestea crenguțe mult mai mult decât acea tulpină. Și ultimul lucru pe care l-am cumpărat a fost o pungă de ridichi. Și cam acestea sunt toate cumpărăturile pe care le-am făcut fetelor. Ne-am mai cumpărat câteva lucrușoare de la Marks & Spencer, pe care o să vi le arăt eu într-un alt vlog, că o să mă lungesc foarte mult, dacă nu și tot vlogul acesta o să fie despre cumpărături. Pentru că vreau să pun lucrurile la loc, îl aștept pe Andrei să vină cu Miruna de la școală și am vrea să ne apucăm să retapițăm scaunele din dining room. Ți-am povestit eu ție, cred că de vreo câteva luni, că ăsta este planul pentru noul an, să ne retapițăm scaunele. Și o să adun de acolo și o să-ți arăt exact cum arată, dar am găsit ceva material super fain la Danelm. O să-ți introduc acum niște cadre ca să vezi ce fel de materiale găsești în cazul în care te interesează. Și am găsit niște material care mi se pare mie că se potrivește. L-am cumpărat zilele trecute cu Andrei și astăzi de asta ne vom ocupa. A ajuns Andrei acasă. Nu te arătam bine. Și am vrut să vă arăt prima dată scaunele. O facem așa un tur să vă arăt cum arată pielea asta, care trebuia să fie o piele ecologică, așa, Andrei? Da. O imitație de piele, că nu era piele, da, sigur nu-i piele. Nu se exfolia așa. Da. Ia uitați. Ăla e cel mai urât. Da, ăla e cel mai rău, dar toate au chestii de astea și dacă vă arăt, ia uitați cum se ia jos, cum o trage un pic, cum se ia jos. Și toate au mici defecte și dacă, cred că acela e cel mai rău, dar cum am zis, toate arată super rău. Și la altul, al doilea, probabil arată cel mai bine. Da, când nu prea îl folosim. Vă arăt un pic și aici, ceva de genul ăsta arată. Și acesta e iarăși foarte rău și foarte mâncat acolo. Haideți să vă arătăm ce material avem. Am vrut ceva care să seamene destul de mult cu canapeaua și cu fotolile noastre. Ca să mai deschid un pic partea asta, nu, Andrei? Da. Și l-am ales pe acesta pentru că acesta era cel mai gros pe care noi l-am găsit. Este, ce material zici tu că este, Andrei? Nu știu, dar e un material destul de gros. Nu e pentru draperii, e mult mai gros decât materialul pentru draperii. Un fel de tapiserie, nu, Andrei? Da. În orice caz, cam așa ceva arată. Este o culoare destul de deschisă, dar copiii noștri sunt mari acum. Și în cazul în care se murdăresc, le
Le refacem. Le retapițe, soțule. Mal material. Haideți să vă arăt de ce instrumente sau de ce scule aveți nevoie în cazul în care te gândești și tu ca și noi să îți retapițezi scaunele. Acum, ca și un mic disclaimer, nu suntem profesioniști, este prima dată când facem așa ceva, așa că înainte să încerci și tu, stai să vedem dacă ne iază nouă. Da, n-are ce să nu ne iese. N-are ce să nu ne iese, soțul. Andrei e foarte optimist, crede că reușim. Eu am mai văzut niște videouri. Da, ne-am uitat pe YouTube, fetelor. Ne-am uitat pe YouTube, așa că sper să ne iese. Da, avem aici. Ia, soțule, spune-ne ce instrumente ai pe aici. O foarfecă. Șurubelnițe. Șurubelnițe să desfac șezutul. Da. Și pistolul de capse. Da. Acesta l-am cumpărat noi de la B&Q, care este un magazin gen de deman în România. Și ne-am mai cumpărat unul micuț, așa e, Andrei? Da. Mai avem două. Dacă ăsta nu merge, ăla l-am folosit deja, l-am încercat deja. Da. Și ăla merge. Cel micuț, cred că l-am cumpărat de la Lidl în săptămâna când aveau ei reducerile acelea mari de 50% de Black, sau după Black Friday, așa? După Black Friday, înainte de Crăciun. Înainte de Crăciun. Nu mai știu cât a fost, 2-3 lire. Ăsta a fost, poate, 10. Da, poate a fost un pic mai scump și ăla. Și ăla a fost 4 da. Și ceva. Ăsta a fost un pic mai scump, cred că a costat undeva la 10 până în 15 lire, că nu mai știu exact, că sunt cumpărate de mult, fetelor. Dar, da. Proiectul avem de mult, da. Proiectul avem de mult, ne-a luat mai mult să găsim tapiseria sau materialul pe care să-l folosim. Că inițial mă gândeam că dacă am pune ceva care am putea să-l ștergem era mai bine, dar nu am găsit nimic culoarea care să-mi placă mie. Și începem prin a lua șezutul jos, nu, Andrei? Da, luăm șezutul jos, să nu ne... Da, așa nu putem, da. Te chinui dacă vrei să-l pui pe aici sau ceva. Și cred că e mai ușor dacă îl desfaci. Da. Și doar două cui avem așa și acolo. Și mai sunt două șuruburi aici, două șuruburi mici. Noi. Ar trebui să fie ușor, așa-i? Da, eu. Teoria, suntem mași, cu practica e mai greu. Nu, ce să fie foarte, foarte, foarte rău și îmbrăligat și... Ta-da! Bravo! Cred că mă apuc eu să adun de aici de pe masă, am trebuit să-ți fac loc. Da, ce crezi? O să iau măsurător după asta și îl tăiem, tăiem materialul. Nu știu, poate intră două pe un lățime de... Vrei să tai un pic din excesul ăsta de material, Andrei? Hai că ți-l tai eu, nu? Da. Cam cât? Dacă ai putea să-l tai așa cumva, că-i strâng. Tai așa? Da, da, tai acolo. Da. E bine așa? Da. Eu l-am tăiat mai drept, soțule. Mult mai drept. Mult mai drept. Și ia uite ce risipă a făcut aici, fetelor. Da. Un metru pătrat. Fiecare. Nu, okay. N-am cum să-l pun. Nu e nimic, că știu, asta e lățimea, n-ai ce să-i faci. Deci ce facem prima dată? Facem partea din față. Că aia e partea care ne interesează, da. Să fie frumoasă, nu? Da. Hai, de făcut asta. Eu țin de material și tu îi dai aici. Așa, nu poți? Da. Unde? Aici, Andrei? Așa, ceva de genul. Pe aici, așa. Aici? Da. Tare. Tare. Bravo.
Bravo, bine ai bani. Bravo, nu s-o lasă gândare. Intră bine, intră bine. Și ultima aici. Acum, deci să-l întindem. E prins fața. Da. Și acum îl tragem tare, să-l întindem și prindem spatele. Știi? Mm-hmm. Acum vii să-i dai tu. Da. Hai, eu cum am prins. Aici? Aici așa. Ok. Oh, în deget. Nu chiar pe colț, mai aici? Așa. Da. Aici? Da. Aproape vine. Ține mai tare apăsat. Forfetelor. Stai un pic să-l mai destrâng, să-l mai strâng. Nu știu care e faza cu strânsul de strâns acolo. Hai, e ok. Dă-i. Încearcă să-l mai punem mai pe cap. Hai că ține-o, Andrei. Hai că ține-o de material. Stai că ține de material și tu dai de alea. Asta trebuie să scoatem afară, da? Poate cu unghia. Ce ne dă un pic în față, nu știu de ce. Ei, nu mai. Acolo nu mai dăm? Nu mai dăm până... Okay. Facem colțurile. Acum e mai urât, că nu știm. Haideți să vă explic încă o dată ce a făcut Andrei în cazul în care nu ne-am exprimat destul de bine. Dar întâi a prins fața și spatele scaunului cu material, iar lateralele le-a lăsat libere, pentru că în continuare să ne ocupăm de colțuri, nu, Andrei? Da, să facem colțurile și să mergem cu până pe mijloc, cu o parte și până venim pe partea cealaltă. Cred că asta e mai urât. Asta e mai urât. Să nu apară aici urât. Da. Nu... Vedem. Te descurci foarte bine, soțul. Sunt foarte mândră de tine. Mulțumesc. O recomand, dar... Acum ce faci? Tai un pic de căi în surplus aici. Nu știu, tu ai tăiat materialul ăsta așa mult. Nu eu. A, da. Să se înțeleagă. Împingem mingea dintr-un coș în altul. Da, așa se face. Așa e cu vida, hă? Da, da. Dance for me, easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can. Cum că am făcut o greșeală? Care? Ce greșeală? O să s-o spun după aceea. Nu am mai spune, dacă nu spui acum, nu mai spune. Stai că-ți arăt imediat. Hai să terminăm primul și după aceea arăt care e greșeala. Păi? Nu, arată-mi acum. Nu, că nu vreau să mai desfacem toată chestia asta. Poate, poate. Și e pe dos? Nu e pe dos, că materialul nu are față și dos, eu, are? Nu știu, nu m-am uitat. Nu, hai să mă uit. Nu are, așa-i? Nu știu, asta cred că-i fața. Dacă vrei să ai o față, eu zic asta e fața. Dar nu asta vreau să zic eu. Atunci ce? Vezi chestia asta neagră? Ar trebui pusă pe deasupra. Dar jos și pusă pe deasupra. Să nu se mai vadă capsele? Da. Păi cred că asta e rostul ei, nu? Probabil, dar să nu se mai vadă toate. Acum e ok la ăsta, că cu ăsta facem experimentul, dar la următoarele da. Poți să o dai jos. Da, sau da, da, sau da. Crezi că nu are niciun rost? Nu, o să dau jos. O să dau jos la unul și dacă poți să o pun înapoi să arate bine. Da, că după aia poate prea multe capsă, Andrei. Păi nu, păi o să-i dau mai puține. Și crezi că el pe desul nu are tot așa capse? Păi de aia zic, cred că asta e pusă ca să acopere excesul ăsta de material, da, nu? Da, probabil. Nu știu, în fine, hai, lasă că n-are importanță. Suntem aici acum, nu? Da, mai. Tragem ăsta, numai ăsta și tu dai o capsă. Aici. Ok. Am rămas
Aici? Mm-hmm. Ia, bine, stai. Deci îmi îndoaie. Se pentru că cred că sunt prea groase, Andrei. Probabil. Cred că e prea gros materialul. Probabil. Unde e mie? Dacă încercăm cu la mai mic, poate scapsele un pic mai subțiri. E prea gros materialul, Andrei, zic. Schimbi scaunul. Ce fain e! Asta e important, arată bine. Da, aici e cel mai important, fetelor, în față. E greu, Andrei? Nu, dar trebuie să îți dai seama cum trebuie făcute. Da, nu e greu. Nu-i dacă zice Andrei, nu știu dacă l-aș fi putut face singură fără el. Poate acum că mi-a arătat cum să fac. Următoarele 5, enjoy it. Vreau să le tai acum astea, da. Încerc să tai cât pot de mult din ele. Știți că las pe Andrei să taie, să nu vă plictisim, că cred că de când vă ținem cu noi, de 10 minute pe ușor, lăsăm pe Andrei să taie excesul de material și apoi când șezutul este montat pe scaun, cam așa arată scaunul, ce ușor e fără șezut, Andrei. Când șezutul este montat, o să vă arăt exact cum arată scaunul în comparație cu celălalt. Haideți să vă arătăm că am terminat primul scaun! Bravo, soțule! Foarte bine arată! După 2 ceasuri. Nu e adevărat! Bine, 15-20 de minute. Cam așa arată. Dar ia uitați ce colțuri frumoase a făcut Andrei! Un pic, dar nu știu ce putea să-i fac. Unde ai zice, Andrei? Da, uite, și aici, mami, dacă te uiți. Da. Aici, și aici sunt cute. Da. Aspect de dedesubt. Aici am una mai ciudată. Da, dar nu se vede că e dedesubt. Da. Stați să vă arăt de aproape, vă fac un cadru așa de aproape, că mi se pare că este foarte modest, dar chiar a făcut foarte bine. Bravo! Așa arată. Și am zis să vă fac un cadru, să vedeți în comparație cu acelea pe care noi le-am avut înainte. Super! Cred că o să și deschidă partea asta dining room-ului. Da, foarte, foarte frumoase. Și dacă vi-l pun lângă, parcă par un pic mai albe, așa e, Andrei? Da. Dar bine, acum canapeaua e și forjată. O să mai stai potrivit. Da, exact. Și o poză peste o jumătate de ani. Da, foarte bine arată. Spor la treabă, soțu. Da. Iar eu o să vă introduc câteva imagini să vedeți exact cum a ieșit. Unde te ascunzi? Fugeam repede. De ce? Iar eu o să vă introduc câteva imagini ca să vedeți exact cum a ieșit tot proiectul odată ce Andrei a finalizat cu scaunele. Peste 2-3 săptămâni așa. Dar cam atât de la noi pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulțumim și pa, pa! Pa!